Ok, salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de Minecraft Survival Games. Jucăm de data asta pe Teveran Survival Games 2 și înainte să începem, v-aș ruga să apăsați și voi butonul de like. Am văzut că nu vă mai place așa mult Survival Games-ul ca înainte și vreau să reduc seria. Acum vreau să-mi ziceți și voi ce credeți, să reduc puțin seria, pentru că efectiv abia strângem 200 like-uri, strângem mai multe like-uri la alianță și chestia asta nu e prea ok, adică na. Înainte strângeam 300, ok, acum văd că v-ați cam plictisit de serie și na. Bine, nu zic, vai, nesimțiților, v-ați plictisit de serie, pentru că până la urmă, cum vreți voi până la urmă și na, nu trebuie să pun Survival Games neapărat ca un nebun, deși îmi place. O să joc și alte jocuri pentru voi. Vreau să-mi ziceți, mai vreți Survival Games așa de sau să reduc puțin? Vreau să fiți cât puteți de sinceri. Și da, asta ar ajuta dacă ați fi sinceri. Nu știu, să-mi ziceți. M-am plictisit de survival games, uite Max. Și asta ar fi de ajutor. Ce o să fac acum? Uite, vedeți? Ai, vino încoa. Lasă-mă să-mi iau chest-ul. Ce o să fac acum? O să fie să... Aoleu, uite. Să pun... What the fuck? What the fuck? Deci, frate, uitați, raportați. Nu, frate, nu mai las, pentru că e tâmpită rău și înjură. Sard ăsta. Efectiv, așa în fața ei. Să ard toate chestiile astea. Înjură, frate, înjură. Deci, dacă pentru un joc... Adică nici n-am omorât-o măcar, că na, pentru un joc, hai că sunt mulți care înjură pentru un joc. Inclusiv eu când mă mai enervez, dar rar. Dar dacă pentru un joc a ajuns în halul ăsta să înjure în mod direct un tip care joacă normal și nu i-a făcut nimic și n-are hack sau ceva. Hai, acum înjură-mă. Acum înjură-mă. Da, frate, câte item mai avea. Înjură-mă acum, mă. Jurăm acum, mă, fetiță, mă. Mă, fetiță, mă. O luat-i acestul de acolo, asta e clar. Deci e clar, frate, nici n-ar vrea să mă mai duc. Da, hai să mergem mai departe. Și vreau să vorbesc în clipul ăsta despre, nu știu, despre ce vreți voi. Nu știu, eu acum... Olo. Când ajuți o persoană și după aia te înjură, frate, deci... Sunt persoane, nu dau nume, zic așa, vă dau vouă exemple, vorbesc în general. Le ajuți, filmezi cu ele fără să le ceri ceva sau ceva. Și după te înjură, frate, și își pun și prietenii. Și nu știu, vreau să-mi ziceți părerea voastră despre așa ceva, adică... What the fuck? Nu știu, vi se pare normal să vă ajute un om gen să faceți un canal și să vă aducă la 1000 de abonați, spre exemplu, 1000 de abonați. Și după aia să vă înjure. Vi s-ar părea normal, adică... Sau voi să-l înjurați, voi să-l înjurați, da. Nu m-am exprimat cum trebuie. Și exprimarea este foarte importantă. Cică. Pentru că am examen și nu... Nu vreau să mă exprim greșit înainte de examen. Frate. Deci acum parcă văd cum îmi scrie toți. Îmi scrieți toți greșelile într-un comentariu. Max, ai grijă că ai greșit acolo, Max. Max, dar acolo nu se zicea... Aveți, nu ați avut. Nu, dau niște exemple banale, dar totuși. Încerc și eu să las niște exemple aici. Încerc și eu să fac ceva aici. Am aruncat flintă în stilul. Dă-l încolo, până la urmă avem totuși unul. Bine, unul care are folosire deja folosită, dar... Are o folosire folosită. Nu sună prea logic, dar să zicem. Aoleo. Și nu știu, vi s-ar părea normal să înjurați persoana care v-a ajutat mult la viața ei? Că mi se pare aiurea. Și nu neapărat în YouTube, în orice domeniu, să zicem. Adică, frate, chiar dacă te cerți cu ea, chiar dacă nu mai sub, nu știu, nu mai vrei să vorbești cu ea sau ea nu mai vrea cu tine să o înjuri, sincer, eu aș respecta persoana
Chiar dacă, nu știu, ea mi-ar da bloc, știi? Adică persoană. Și, na, la asta mă refer. Hai, frate, numai 9 player mai sunt. Aolo. Aolo, ce lag a fost acolo. Hai să nu... Să zicem că nu-i nevoie de Golden Apple. Să zicem că nu-i nevoie de Golden Apple. Au loc cum dau cu săgețile la ora asta. E ora 2:30 și... Na. Cred că asta spune tot. Sau nu? Asta vine la clean-up. Sau nu? Nici n-are rost să mănânc Golden Apple, sincer. Efectiv, n-are rost. 4 diamante, hai să fac sabia aia. Aș putea face boost, dar nu, pentru că cine știe ce timuri și cine știe ce oameni. Așa că mai bine fac sabie, sincer. Voi ce ziceți? Sabie, hai sabie, votăm pentru sabie. Mănânc cu un Golden Apple să fiu sigur. Nu că aș avea tocmai nevoie, dar... Siguranța contează. Să mă uit să nu vină nimeni. Aoleu, am aruncat un iron. Oricum aveam destule. Așa că hai să nu plângem după un iron. Bun, uite că jumatele m-a aruncat pe lângă. Dar nu contează. Hai să luăm și astea. Să le aruncăm. Nu știu, mai știți înainte cum era la modă să dai foc la iteme pe jos? Sincer, acum mi se pare ca mai iurea. Nu știu. Perfect, frate. Avem și flint and steel. Greu să mă mai bați acum. Adică văd că am niște drop frame-uri și chestia asta nu-mi prea place, dar totuși. Și cu drop frame-urile astea tot trebuie să câștig. Adică am setat fraps-ul să filmeze cu 120 de frame-uri în continuu și cred că am făcut o prostie. Cred că trebuia să-l las la 120, la 60 de frame-uri pentru că nu, efectiv fraps-ul nu poate filma cu 120 la mine pentru că n-am un PC așa bun și mai bine îl las la 60 de frame-uri pentru că 60 de frame-uri o să le am constant și... Na, acum am 58. Constant, nu înțeleg de ce am 58 constant. Hai frate să-i găsim pe ăștia mai repede, să nu dormim. Să nu dormim într-un episod. Și m-ați întrebat mulți dacă mai fac maratoane. Ei bine, nu o să mai fie maratoane de Survival Games. Mai ales cum a fost ăla 4 ore în continuu, doar meciuri câștigate. 3 ore, pardon. 3 ore în continuu, doar meciuri câștigate. Am lucrat o săptămână și vizualizările sunt duble cât la un episod. Vă dați seama, sunt 20 de meciuri. Am filmat 20 de meciuri. Și am făcut vizualizări vreo 5-6.000, parcă. Se merită, frate, să faci așa ceva. Mai bine pun câte un episod și gata. În plus, nu cred că s-a uitat prea multă lume la el. Și cei care s-au uitat la tot, respect, meritați un premiu. Super tare. Dar na, v-am zis, cine puțini, știu că sunteți care v-ați uitat la tot, nu zic că toți nu v-ați uitat la tot și nu zic că e o problemă dacă nu v-ați uitat la tot. Pentru că până la urmă 3 ore și eu m-am plictisit să joc, da, păi voi să vă uitați. Bine, l-am filmat într-o săptămână, nu pot să zic că m-am plictisit, dar... Uite, diamant. N-am nevoie de itemele alea. Te văd acolo un full ladder. Hai să mergem și tu pe el să înceapă deathmatch-ul. Nu o să mănânc Golden Apple-uri pentru că o să am cu siguranță nevoie mai încolo de ele. Ok, uite-l aici. Și dacă vă întrebați ce chestia aia de se văd playerii F3A, oricine poate face chestia asta, îi ceva legal. Moderatorii mi-au dat permisiunea să folosesc chestia asta, deci
nu văd ce poate fi rău în chestia asta. Adică e permisă, știi? Oricine poate să folosească. Nu, aici era crafting-ul. Aoleu, gata, știu unde era crafting-ul. Nu știu dacă mai ajung până acolo. Era destul de departe, frate. Stai, vrei să zici că crafting-ul nu era pe unde cred eu? Habar n-am, știi? Las-o baltă. Ba, pe acolo, pe undeva, cred, pe acolo. Adică știu că acolo un orașul principal. Ajung? Uite, cred că casa asta avea crafting. Nu mai apuc 13 secunde. Nu, cealaltă, da. Uite crafting-ul. Cum stă și îmi face în ciudă. Aoleu. Aoleu, ce bun sunteți. Fraților, hai pe asta. Hai pe asta, totuși. Aoleu. M-a făcut puțin de râs. Stai așa. Cască de diamond. Cască de diamond, baby. Ok, păi cam atât cu acest episod de Minecraft Survival Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.